volume. Oddio. Ce e puțin? Nu te simți bine? Ba da, ba da. Mă uitam la voi și m-am copleșit amintirii. Ești foarte sensibil în ultima vreme. Ia zi și mie la ce te gândești. Gândeam cum ar fi fost viața mea fără Silviu. Ție ți-a părut vreodată rău că a trebuit să te însori cu mine? De ce vorbești prostii? Cum să-mi pară rău? Ai făcut alte planuri, poate că nu te așteptai la un copil atât de devreme. Hei, hei, hei. Eu m-aș fi căsătorit cu tine oricum, să știi. Am început să te iubesc mult mai mult când am aflat că îmi dăruiești un copil. Tu și Silviu sunteți tot ce am eu mai scump pe lume, cum să înțeleg. Tata, mamă, da zi-mă Uța! Uța, cum Uța? Uța, nu! Mamă! Sper să fie așa. Dacă însă mai aflu că-i dai târcoale Ruxandrei, vorbeam cu angajatul meu. Iartă-mă, dar nu mi-am dat seama de chestia asta. Puteai să bați la ușă înainte de a intra sau să cer voie cumva. Eram puțin îngândurat, dar iau o carte imediat și termin imediat. Pe asta am citit-o. Chiar nu înțeleg de ce le pretind eu unora un pic de educație. Vorbim mai târziu. Cred că asta e cartea pe care o căutai. Memoriile unui măgar. Unde ori îți vine să o omori, nu? Despre ce vorbeați? Când am intrat? Cumva vrea să-ți controleze și ție viața cum face cu fiecare dintre noi? Otilia e un mucegai, Oliver. Cum găsește un loc, imediat se instalează acolo, iar locul care îi place cel mai mult e viața intimă a celorlalți. Ce face, prințesa? Ești gata pentru agadarea? Nu? Da. Da. Tu chiar nu te bucuri? Da, mă bucur, da. Nu știu ce am, nu sunt prea bine, mi-a venit rău de câteva ori. Da, cred că e stresul de la mine, să știi că și eu mă simt puțin încordat. Dar ieșirea asta o să ne facă bine la amândoi. Cred. Leacă porumbeii. Da, ne gândeam să plecăm mai devreme să nu ne prindă noaptea pe drum. Foarte bine, foarte înțelept. Să mă sunați imediat ce ajungeți. Sigur sunam. Oricum i-am promis lui Silviu că îl sunăm să-i spunem noapte bună. V-ați luat rămas bun de la el? Da. Da, da. Și nu părea deloc dezamăgit. Am auzit că cineva i-a promis anumite lucruri când suntem noi plecați. Păi trebuie să-mi fac și eu câteva zile de răsfăț cu nepoțelul. Bine. Îți dai seama cât de răsfățat o să-l găsim când ne întoarcem, nu? Știi foarte bine că împăcarea are nevoie de sacrificii. Probabil. Dar e înfiorător. Plecați fără să anunțați? Baftă. Bine. Mersi. Să aveți un weekend plăcut, da? Și nu lăsați să conducă chiar dacă insistă. Hai să plecăm. N-ați uitat nimic? Nu. Trebuie să merg până sus. Ce ai mai uitat? O pereche de mănuși. Bine, hai câte. Nu. Du-te la mașină, n-are rost aici. Și vin și eu imediat. Bine. Octavian. Drum bun. Mulțumesc, mă. La revedere. Sunt unii care mereu uită câte ceva. Bine că mi-am amintit acum și nu în mașină. Hai, intră. Îți pregătesc imediat ceva. Stai, te rog să-mi spui ce ți se întâmplă. N-ai văzut și tu Gabi? Sperietura, emoțiile... A trecut ceva timp. Tu ești agitat dinainte. Gabriel, uite ce e.
Sunt problemele mele, da? Și n-are rost să vorbim despre ele. Dar de ce? De ce anume? Ce se întâmplă? Care sunt problemele? Sau ai ceva cu mine? Nu am nimic cu tine. Nu te cred. Las-o baltă. Dacă ai ceva cu mine, te rog să-mi o spui în față. Uite ce e, Gabriel. Eu stau și mă întreb dacă tu nu ești cumva orb. Știi de ce? Pentru că nu vezi, dragă, și nu înțelegi absolut nimic. Ce să înțeleg? Ce nu văd? Crezi că sunt o ghicitoare? Ce vrei să înțeleg? De ce? Gabi, mie nu-mi plac femeile, da? Și tu insiști, hai să mergem aici, hai să facem aia, hai să facem ailaltă. Nu-mi plac femeile și asta e. Ăsta sunt eu și gata. Te înșeli. Știu foarte bine cum ești. Și pentru că mi-ești foarte simpatic, aș vrea să te ajut să scap de problema asta. Gabi, îți repet, nu am nicio problemă delicată. Remus, nu e nimic imposibil, totul se poate rezolva în viață. Lasă-mă să te ajut să devii, să revii la normalitate. Nu, Gabi, ăsta sunt eu și gata, dacă-ți place bine, dacă nu, asta e. Ce asta? Fotbal. Îți arde de glume. N-aveți voie să vă jucați cu mingea în casă. Ce faci, Șerban? Unghiu, Șerban, că ai zis că ai plecat deja. Am zis eu asta? A, și vă am vă zis eu asta și profitați. Cine a dat? Cine a dat în vază? Ai spus să dau cu putere. Păi am zis să dai, dar nu cu mingea în vază. Haide, măia, eu oricum dau mai bine decât tine. Dai tu mai bine da, decât tine? Da, da. Dă-mi să vă. Gata, potoliți-vă. Ce faceți? Vreți să spargeți tot din casă? Sunteți oameni în toată firea. Hai, ieșiți afară și jucați-vă cu mingea dacă vreți. Bine că am urcat. Acum când ne-ai prins, ce să ne faci, a? Am să mă gândesc la o răzbunare cruntă. Am venit să te mai pup o dată. Să fii cu minte, da? Da. Promiți? Da. Ba. Mai spargem vreo două vase și gata. A fost dor de mine? Aveam chiar să te văd. Nu pot să stau o zi fără să nu te văd o secundă, un minut, o sutime, o... Ce? Putem opri... Muzica? E groaznică. E clasică. Nu e groaznică, nu e clasică. Stai. Ha! Fii. Ce-mi pui? Surprize, surprize! Uite, asta e muzică! Asta e muzică, mamă! Asta e muzică! Muzica care te înveselește, care te... la viață! Hai să te învăț! Hai să te învăț! Nu, te rog frumos! Hai, dansează un singur! Te învăț! Auzi, trebuie să ascult și altă muzică, să știi că au făcut-o mari compozitorii! Nu ține prelegeri, te rog! Ce faci? Te rog să pleci. Poftim? Dar ne simțeam bine, ce? Roxandra? Te rog să pleci. Aveam drumuri diferite, am alte planuri în viață, te rog frumos. Sigur că da. Planul care nu includ și un amură de șofer, nu? Spune-mă, ai fost întotdeauna așa?
Cum adică așa? Așa cum ești acum. Gabriel, tu vrei să mă întrebi dacă nu mi-au plăcut niciodată femeile, nu? Da, chiar, de ce nu ți-au plăcut niciodată fetele? Ești prostuț. Iubesc femeile. Nu înțeleg. Gabi, ți se pare că sunt un animăluț ciudat? Animăluț, nu. Dar ciudat, da. Să știi că nu ai dreptate. Nu sunt foarte diferit. Numai că am alte preferințe. Să știi că și eu râd, și eu plâng. Mă doare când sunt lovit. Mă doare când mă trădează cineva. Câteodată sunt foarte curajos, alteori sunt un laș, dar nu sunt mai diferit decât alții. Mie mi-au plăcut întotdeauna fetele, dar nu le-am considerat niciodată prietene. Iar ești prostuț. Să nu-mi zici că nu crezi în prietenia dintre un bărbat și o femeie. Am crezut în prietenia între doi bărbați. Dar acum nu mai cred nici în asta. Scuze-mă, trebuie să plec. Rămâi cu bine. Gabi, o să te mai văd? Nu știu. Albastră, floare albastră, și-a murit iubirea noastră. Și tu stai aici singură, singurică, singurică. Mă bucur că ai avut ideea să venim aici. Te sigur ești aceeași, Lorena? Nu, sunt alta. De cum? Nu observ diferența. Hai să facem un test, vrei? Sigur, hai să facem. Eu te sărut și îmi dau seama dacă e sau nu, Lorena, vrei? Vrei? Să închid ochii. Se pare că ești tu. De mult vreau să te țin așa în brațe. Și eu vreau. Era așa de frig. Da? Hai să facem focul, vrei? Hai. Te iubesc, Octavian. Te
iubesc așa cum n-aș putea să iubesc pe nimeni altcineva pe lumea asta. Avem termometru aici? Nu știu, trebuie să ne dăm într-o sa sanitară. Lasă, o să-mi fac un ceai și o să mă simt mult mai bine. E sigură? Tu? Mm-hmm. Bine, adu-și mie. Uite, deja mă simt mai bine. Da? Mm-hmm. Cred că a început să-și facă efectul. Îmi pare rău de a doua ta lună de miere, scumpul meu fiu. Bună, mamă, cum te-ai sunat? Voiam să sunăm noi mai târziu un pic. Nu, voiam să știu dacă ești bine. Da, 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 am ajuns cu bine. Silviu, cum se simte? Bine, se joacă tot timpul cu noi. Foarte bine. Spune că sunăm noi după ce terminăm de luat cina, bine? Cum a fost drumul? Lorena, nu știu. Ce are, nu se simte foarte bine. Nu mai spune. Și e... E grav? Se simte rău? Da, nu, nu, nu. Cred că e doar o ușoară indispoziție. O să-i treacă. A, bun, 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 gata. Distracție frumoasă și multă odihnă. Cred că de asta are nevoie Lorena. Mersi, pa, pa, pa. Noapte bună. Trebuie să-ți găsești o fată care să gătească foarte bine, ai înțeles? De ce? Pentru că altfel ai să fii condamnat ca un chiulețul șerban să mănânce sandwich-ul toată ziua și dimineața și seara și noaptea. Fata ta nu știe să gătească? N-am nicio fată. Nu? Mm-hmm. Ești gay? De unde ai învățat tu cuvântul ăsta? Are tu la gay? Nu știu, dar de ce n-ai nicio iubită? E mai complicată. Dar ție îți place de cineva? De fata asta, Monica, care vine pe aici. Îți place? Ea nu cred că știe să gătească. Da, da, îți place de ea? Bă. Ai sărutat-o? Nu. Dar sigur, dacă o să încerc, o să mă pomenesc cu o palmă de o să-mi țiu urechile. Atunci hai să elaborăm noi o strategie pentru chestia asta. O strategie? O strategie. În primul rând, îi spui că îmi place foarte mult. După care o săruți. După care... Și cum să fac eu tot asta? Păi scrii o scrisoare de dragoste. Parfumată, nu? Femeile sunt nebunite după chestia asta. Încă ceva. Eu sunt varză la scris compuneri și la scrisori. Și pentru ce e un chiușor șerban aici, a? Atâta. Arș. Au. Da. Am niște probleme. Ce ai pățit? Probleme în dragoste? Știi cuvintele cântecului? Da. Sunt o glumă comparație ce mi se întâmplă mie. Hai, frățioare, termină, frățioare. Eu te știu de când erai mic. Cum te părăsea una, găseai imediat alta.
parașute? Găsesc pe toate drumurile. Dar o femeie adevărată, o parteneră, rar și cam greu în zilele noastre. Da. Nu credeam că e așa de greu. Ia zi, ce ți s-a întâmplat? Și ce nu poți să scot din minte? În afară de faptul că mi-a dat cu la revedere, motive pentru care ea nu mai mă vrea. Ia zi, ce ți-a zis? A râs de mine când i-am spus că sunt îndrăgostit până peste cap. Și mi-a spus că nu știu să fac diferența între aventură și dragoste. Nu se poate. Sigur că nu știu să fac. Una e să... N-am avut relații serioase până acum, că n-am avut. Așa e. Dar să nu știu ce simt? Stai cu totul și cu totul altceva. Știi care treaba? Și ce mi-a zis? Îmi vorbea de parcă eu trebuia să-mi dau seama că ea nu mă iubește. Nu pot să cred. Auzi? Ce mi-a zis? Mă bufnește râsul, frate, nu mai pot. Mi-a zis că drumurile noastre sunt total diferite și că n-are de gând să abată după drumul ei pentru mine. Nu pot să cred, dragă. Nu pot să cred. Ascultă-mă bine, asta înseamnă că e o idioată. Orice ai zice și orice ai face, e o idioată. O idioată frumoasă, cu studii, dar tot idioată rămâne. Știi de ce, Oliver? Ascultă-mă pe mine, pentru că tu meriți și valorezi mult mai mult. Și nu spun asta pentru că ești fratele meu. Nu! M-am enervat îngrozitor. M-am enervat atât de îngrozitor că îmi vine să mă duc la baie.